Bravo, la un. Bravo. Șau, doamne. Mă, sunt șau, doamne. Și începe ploaia. Și avem și zăpadă. Asta nu e o problemă. Un kilometru și 10 până... Așa. Marmota. Wow. Ai văzut? Da. Aici, după bolovan. Ia-o-ai. Ia-o-ai. Ceau. Ce faină e. Ce faină e. Păcat că nu am aparatul foto la mine, doar cu GoPro-ul. Băi, ce surpriză plăcută, dragă. Super mega surpriză. Ce faină. Marmota este aici. În șaua, doamne, ne-am întâlnit cu marmota. După stâncă. Wow, după stâncă s-a ascuns. Nu o deranjăm. Pare că nu am avut noroc. Oaia a venit. Am aproape am ajuns până pe Faltinul, pe vârful Faltinul și am hotărât să ne întoarcem că nu are niciun rost să mergem pe ploaie. Poate să fie o furtună cu fulgere și tunete și atunci am hotărât să ne întoarcem înapoi. Poate mergem mai târziu dacă se oprește ploaia, dacă nu pe mâine. Numărul 2, s-a oprit ploaia. Hello. Hello. Dar norul este aici. Se apropie cu norul viteză. Urcă mai repede decât noi. Încercăm tura 2 până pe vânătoarea lui Buteanu, la o scurtă alergare și la lacul Capra. După care ne întoarcem la Bâlea. Ultimii metri spre vânătoarea lui Buteanu. Suntem aici. Am venit într-o scurtă alergare până pe vânătoare. Thank you.
Da, au ajuns pe vânătoare. Am ajuns pe vânătoarea lui Buteanu. În 25 de minute. 25 de minute? 23 de la intersecție. Deci în total, în 50 de minute de la Bâlea Lac. Da. Total 50 de minute într-o alergare pas rapid până pe vânătoarea lui Buteanu. Din păcate, este nor, ceață, nu vedem mare lucru. Stăm un pic aici. Da, de se retrage. Dacă nu, asta este, ne întoarcem. Am așteptat 10 minute aici pe vânătoarea lui Buteanu și uite că a ieșit soarele, norul, plafonul de nor a coborât un pic și avem vizibilitate. Este superb! Ce avem acolo? Vârfulespe și cornul călțunului. Wow. Și imediat se eliberează și negoiul. Ah, da, uite și negoiul. Doar vârful se da. Vede. Super! Vârfulespeți. Da, parcă mi-am amintesc că am fost la schi acolo iarna asta. Eu nu prea. Capra. Ciao. Bravo. Bravo. Am ajuns și pe vârful Capra. La 2494 de metri. Wow. Scurtă vizită. Mai ajungem pe istazul și de aici. Vârful Moldoveanu. Transfăgărășanu. Jos, partea sudică. Este deschis. De două zile, foarte aglomerat și norii în vălul din nou, creasta munților în Băgăraș. We'll be right back.
Bâlea, Lac. Ți-a plăcut traseul? Foarte mult mi-a plăcut. A fost așa o surpriză să avem 15 minute de vizibilitate. Extraordinar de frumos a fost și plin de flori pe lângă rododendron, multe alte specii. E superb în perioada aceasta. Final de iunie. Final de iunie, super fain. 24 sau 5. Nu știu exact. 24 iunie. Da. Super fain. Chiar dacă norul a venit, a fost fain. Nu a fost foarte cald, suficient cât să poți alerga într-un ritm plăcut. Vedem mâine ce ne așteaptă vremea, poate facem un traseu și pe mâine. Deci traseul de astăzi este unul reușit, mai avem un vlog despre acest traseu într-o drumeție, l-am făcut în alergare. Dacă vrei să vezi traseul în drumeție, îl găsești aici în linkul din partea stângă, dreaptă, undeva pe aici. Te salutăm și să ne vedem cu bine pe munte. Pa, pa! Pa.